Hei, salut și bun venit în Ospeție! La întâlnirea digitală de astăzi vorbim cu tânărul antreprenor moldovean, Andrei Spânu. Discuția a fost foarte interesantă și foarte captivantă, dar mai ales utilă. De ce? Pentru că Andrei a vorbit despre eșecuri, despre productivitate și despre cum se motivează el. La fel, în discuția de astăzi vom vorbi despre cum a reușit antreprenorul moldovean să construiască o afacere pe internet care nu are nicio legătură cu Republica Moldova. A face bani sau a schimba lumea? Ce tipuri de antreprenori există? Ce atitudine trebuie să avem despre bani? Cu cât a vândut afacerea sa precedentă? Câte mii de euro ar trebui să aducă azi o firmă pentru ca să merite tot efortul? Cât este de important să răspunzi la întrebarea de ce? Cum și-a stabilit Andrei pașii de mai departe, având ca obiectiv principal casă la 30 de ani? Ce carte l-a influențat pe tânărul antreprenor moldovean și ce sfaturi și-ar da lui la 20 de ani? Despre toate discutăm la întâlnirea digitală de astăzi. Nu uitați, apreciați și distribuiți acest video tuturor celor interesați. Noi să pornim la drum! Bun găsit! Eu sunt Dumitru Ciorici, antreprenor media și cofondator al portalului de știri Agora. Recent am început o serie de discuții cu tineri și antreprenori moldoveni care reușesc, inspiră și inovează. Scopul acestor întâlniri digitale este să aflăm mai multe despre dezvoltare personală, antreprenoriat și motivație. Întâlnirile noastre vor avea loc online, un format de altfel neobișnuit, dar pe care vreau să-l transformăm într-un obicei frumos. Eu îi mulțumesc foarte mult mamei mele pentru decorul din spate, apropo, acestea sunt tablouri desenate de ea. Îi mulțumesc sponsorului acestei emisiuni, Roman, care mi-a împrumutat căștile lui, pentru că am rămas fără cele care erau ale mele. Invitatul de astăzi este Andrei Spân, un tânăr antreprenor moldovean, care știu că a încercat diferite afaceri, o să ne povestească el cât de multe au fost. Și într-un final a acumulat foarte multă experiență și conduce, dacă pot spune așa, o afacere aproape internațională. Andrei, salut și bun venit online! Salut, Dumitru, mersi foarte mult pentru invitație și hai să începem. Andrei, spune-mi ce faci, spune-mi pe scurt, ce faci acum? Acum ce fac? Acum sunt la birou, încerc să... În general, nu chiar în momentul de față, acum mai discutăm. Da, pe asta vreau să zic, chiar acum discut cu tine, dar în general fac mai multe chestii, dar... Cred că dacă vorbim de partea de antreprenoriat, încerc împreună cu echipa să gestionăm o companie. Deci noi avem o companie care prestează servicii de traduceri pentru piața străină. Gestionăm peste 30.000 de traducători și facem traduceri în peste 100 și ceva de limbi. Deci, nu știu, toate limbile. Okay. Ajungem la faza asta cu traducerea, mă interesează foarte mult aspectul de afacere internațională, dar vreau să ne spui mai multe despre tine. Sigur o să urmărească acest video mulți tineri, antreprenori care nu te cunosc, pentru că nu ești o persoană foarte publică, hai să recunoaștem. Te rog să ne spui de unde ai început și cum ai ajuns să faci traduceri pentru străini, dacă pot spune așa. Apropo de persoană publică, știi că și interviul este o excepție, de obicei refuz să apar foarte mult în public. Am început, cred că de copil, pentru că la început eram implicat puțin în agricultură, făceam chestii încă acasă, împreună cu părinții, dar prima mică experiență decis că vreau să fac o companie care organiza turnee la jocuri la calculator în Moldova. Da, prima ce am făcut, am înregistrat o companie, am organizat câteva turnee de acest tip, dar a durat foarte puțin, 2 luni. Deci după 2 luni eu am închis chestia dată. Cred că de profit putem să nu vorbim, pentru că a fost câteva sute de lei. Da, apoi am fost angajat o perioadă destul de scurtă, după care iarăși am lansat mai multe inițiative, am pornit cu un birou de traducere local pe care l-am vândut unei alte companii din Republica Moldova. Am avut un mic site de e-commerce, ebun.md, vindeam un singur produs într-o singură zi.
Apoi am avut un alt site care era un fel de replică la CourseMD, doar că noi am fost înainte de ei. Așa, și de ce ați renunțat? Uite că ei rezistă. De ce am renunțat? Probabil atunci, la etapa aceea, credeam că nu vom putea face bani din această idee. Andrei, te-am pierdut un pic. Era mereu în căutarea de noi oportunități și tot timpul cântăream. Și la un moment dat am renunțat să mai alocăm și bani, dar și timp, pentru că ne-am apucat de altceva. Da. Spuneai la un moment dat că ați avut un birou de traducere online și l-ați vândut. L-ați vândut cu mai puțin de 10.000 de euro sau mai mult? Mai mult. Mai mult. A fost o afacere bănoasă sau nu? Un exit profitabil sau nu? Cred că la acea etapă, da. Cred că a fost ok. Deci pentru noi. Dar până la urmă, noi foarte mult ne-am dorit ca afacere să fie continuată, iar și pentru noi prioritățile puțin se schimbase la acea etapă. Și am decis doar să pur și simplu să ieșim, să ne concentrăm pe altceva. Andrei, îmi amintesc, pe vremuri noi dezvoltam Unimedia și tu i-ai implicat în toate aceste activități. Spune-mi, care dintre ele ți-a plăcut cel mai mult și din care ai învățat foarte multe? Cel mai mult, cred că cel mai mult mie mi-a plăcut începuturile. Da. Așa. De ce? Și am învățat, cred că, cel mai mult. Și în general, când împart oamenii sau antreprenorii, când încerc să se categorisesc, eu sunt, cred că sunt două tipuri de antreprenori. Sunt persoane de la 0 la 1, când pornesc de la 0, nu este nimic, și aduc până la afacerea sau idee, o aduc până la un anumit nivel, și sunt cei de la 1 la infinit, cei care o iau de la un anumit moment și o cresc mult, masiv. Și cred că eu sunt, și îmi place cel mai mult să fiu de la 0 la 1, să încep de pe tabla goală, de pe masa goală, și mă plictisește partea de la 1 la infinit, în care deja ai oameni, nu știu, ai 30-40 de angajați, multe ședințe, încep să apară chestii birocratice. Și ca să revin, de ce îmi plăcea 0-1? Pentru că eu cred că un antreprenor adevărat este cel care la prima etapă face lucrurile singur. Da? Și mi-aduc aminte cum la început eram 3 persoane și noi făceam și finanțe, noi făceam și vânzări, noi făceam și tot ce vrei. Și asta era interesant. Deci asta era interesant pentru că chiar dacă nu sunt un expert în toate domeniile care le-am spus, finanțe, marketing, asta, cred că am suficiente înțelegeri ca să înțeleg cine este expert și cine înțelege în acest domeniu. Dar spune-mi, te rog, cum ai ajuns tu de la jocuri până la un birou de traducere online? Deci ai făcut jocuri, ai făcut un site de traducere local, ai fost angajat ca marketolog, da? Da, da. De unde v-a venit ideea să mergeți pe piața internațională? Până la urmă există foarte multe site-uri care oferă servicii de traducere. Deci noi... Iarăși, dacă aș împărți viziunile antreprenoriale și de ce oamenii se apucă de afaceri, cred că am putea trage o axă puțin așa, de la persoane care cred că driving-ul sau motivația principală a unui antreprenor sunt banii. Da? Deci sunt antreprenori care cred că motivația de bază de afaceri sunt banii. Ăștia sunt în extrema, nu știu, hai să zicem, stângă. Și în extrema dreaptă ar fi persoanele care cred că vor să schimbe lumea. Da, cei care spun că vor să producă inovații, care să revoluționeze un domeniu sau anumite chestii. Tu unde te poziționezi? Pe aici am vrut să ajung. Este că eu, ca să fiu sincer, cred că am început din partea stângă, de la bani, și încet am migrat spre partea dreaptă, în care la un moment dat încerci să faci ceva mare, să faci ceva care cu adevărat să aducă contribuție, în care începi să te întrebi de ce faci tu asta? Pentru că, da, banii contează, nimeni, deci nu este sens să faci afaceri dacă
nu ai undeva în cap și partea financiară, că uite, îți aduce o anumită sumă de bani cu care să trăiești, dar ea nu durează foarte mult, pentru că la un moment dat dispare această motivație și atunci trebuie să-ți pui întrebarea, cum zic englezii, why? De ce tu faci asta? Că nu ai un răspuns clar de ce faci tu chestia dată, cel mai probabil, mai devreme sau mai târziu, afacerea o să înceapă să meargă în jos. Am început acolo și mi-aduc foarte bine aminte când prima chestie care am făcut-o, mi-am calculat care este bugetul minim pentru supraviețuire. Da? Așa. Și la etapa aceea era 700 de lei. Deci eu am zis că deci dacă am... Deci te întreții cu 700 de lei pe lună. Asta cu câți ani urmă era? Asta era în 2007. Ok, deci, și care a fost următorul pas? Deci bugetul de întreținere următorul? Deci asta a fost primul. Și eu am zis că uite, dacă fac 700 de lei pe lună, că eram în partea stângă, vroiam bani, gata, deci este primul succes. Deci să am 700 de lei pe lună. A doilea obiectiv era să fac măcar cât făceam de la jobul care m-am concediat. Pentru că m-am concediat ca să fac chestia dată și făceam, cred că undeva în jur de 3.000 de lei pe lună, nu mi-aduc aminte exact, cred că asta era salariul. Și ziceam, uite, dacă ajung să fac 3.000 de lei pe lună, ăsta este următorul nivel de succes. El s-a întâmplat, ca să înțeleg de ce foarte repede m-am mutat, pentru că în jumătate de an făceam 3.000 de lei pe lună. Adică era cam similar cu cât era... Ai atins obiectivul foarte repede. Da, și exact în momentul acela deja eu am pierdut, chiar dacă e o sumă mică, dar am pierdut interesul strict financiar. Da? Pentru că în următorii jumate de an, deci am început să nu mai încasăm bani. Deci noi, ca fondatori, să nu mai luăm bani pentru că am început să facem, să investim parte de IT. Să facem... Ok, hai să te întreb altfel, din ce bani supraviețuiai atunci? Păi 700 de lei. Aha, deci era... ăștia 700 de lei erau suficient pentru a supraviețui. Da, da. Da, era, deci erau cheltuieli foarte simple. Transport, pentru că nu sunt din Chișinău, era transportul acasă la Chișinău și chestii de telefon plus mâncare. Și mâncam de obicei în cantine, ASEM sau cantine, deci foarte puțin, 10-12 lei, cam asta era ce cheltuiam pe mâncare. Ok, ăsta a fost pasul 2 cu 3.000 de lei și ai decis să te concediezi. Pasul următor care a fost? Pasul următor am înțeles că Moldova este prea mic. Așa, când ai înțeles asta? Când am înțeles asta, când am început să fiu pragmatic și să înțeleg, când am început să mă uit în industria în care eram, să văd ce face cea mai mare companie din Moldova. Care este cifra ei de afaceri? Câți angajați are? Era atunci... cumva o companie petrolieră? Nu. Eu făceam analiza asta și mă gândeam că unica șansă ca să faci ceva mare. Și eu chiar cred în visuri. Și eu cred că noi trebuie să ne învățăm să visăm mare. Și tinerii trebuie să încerce să viseze mare. Deci, dacă, nu știu, ziceam de Dream Up, să vorbim mai târziu, dar eu cred că un antreprenor, dacă visează mic, o să ieșuieze. Deci, așa vor fi și veniturile lui mici, ceea ce va duce la eșec. Exact. Eu, tinerilor cu care mă mai întâlnesc, discut despre, uite, ce ar trebui să faci ca să reușești, prima întrebare care le-o dau este... Eu știu că poate este poate mercantilă, pragmatică și ține de bani și nu, de multe ori nu ne place să discutăm de bani, dar întreb care este venitul pe care tu l-aștepți de la afacerea asta? Uite, cât vrei tu să ai lunar peste un an, peste 2 ani? Și sunt surprins că în cele mai dese cazuri tinerii îmi spun 7.000 de lei, 10.000 de lei, 15.000 de lei. Și ar fi 300, 500, 700 de euro. Da. Și eu nu vreau să-i acuz. Deci este ok. Deci fiecare își decide cât el vrea să obțină. Însă după mine este mai ușor să-ți găsești un loc de muncă cu 5.000 de lei sau 7.000 de lei pe lună decât să faci o afacere. Și dacă tu crezi că poți face o afacere care să-ți aducă 7.000 de lei pe lună, eu sunt sigur că tu să-ți găsești un job în Moldova cu 1.000 de dolari. Deci cu mult mai mult.
Cât ar trebui să aducă o afacere astăzi în Moldova, Andrei, din punctul tău de vedere? Eu nu știu cât ar trebui să aducă, pentru că este foarte individual, dar eu știu că fiecare tânăr ar trebui să se gândească nu la un minim de... să visăm mare sau mic, cum zici. Așa, deci visurile ar trebui să depășească faza asta de câteva sute de euro sau câteva mii de euro. Deci visurile ar trebui să fie mari, de zeci de mii de euro, așa înțeleg. Eu cred că da. Deci, și sfatul meu este ăsta. Deci când vă porniți să lansați o afacere, întrebați-vă cum puteți să faceți ca să aveți un venit de 10.000 de euro. Andrei, dar până ca să ajungi să-ți pui întrebarea asta, câți bani vreau să fac din afacere, trebuie să treci peste un prag foarte dificil. Mie mi-a fost teribil de frică să încep. Uite, da, teribil de frică. Mi-a fost foarte frică să fac un vlog. Este foarte dificil să ții o cameră și să te filmezi și să scrii ceva cu sens. Crezi că mie mi-e ușor acum? Tu îți depășești o frică. Exact. Deci, cum faci ca să-ți depășești această frică de la început? Frica că o să ieșuiezi, frica că o să pierzi bani. Cum ai făcut tu? Deci, eu am avut o prezentare la un eveniment public și era despre eșecuri. Așa. Și exact, am fost acolo, am văzut prezentarea, dar oricum trebuie să ne spui ca să vadă și cei care... Da, și exact, era vorba despre frică și prezentarea mea era despre frică. Toți știm piramida lui Maslow. Da? Deci da, toți știm. De bază. Da, și eu mă gândeam că, uite, la baza piramidei este necesitățile fiziologice, naturale, să ai un salariu cât de cât stabil, care să-ți asigure cel puțin hrană, masă, unde să dormi, transport, da, minim. Deci, din păcate, antreprenoriatul nu-ți oferă chestia asta. Da. Nu ți-l oferă pentru că la început îi pornești într-o chestie în care nu știi unde o să ajungi. A doilea nivel este că nu vrei să te simți singur. Deci, în piramida lui Maslow spune că toți oamenii caută o afiliere, ei nu vor să fie singuri, vor să fie într-o comunitate, să aibă prieteni, să fie iubiți, să aibă o familie eventual. Din păcate, antreprenoriatul nici asta nu-ți oferă, că de obicei ești singur și Dumitru știi foarte bine, probabil când ați început și unii mie de așa agora, poate agora nu, că deja ați avut experiență, ați avut o echipă, dar la început erați poate voi trei fondatori. Patru au fost. Patru. Cu singuri într-un birou, nimeni nu știa dacă faceți bine sau rău. Ba chiar am fost blamați pentru... Exact. Nu știu. Credem că putem să facem și altfel. Și altfel când te duci și te angajezi la un job și ai 20 de colegi, când ceva nu știi, te duci și întrebi. Da? Și nici asta nu-ți acoperă antreprenoriatul. Și a treia este partea de siguranță. Sau a doua este siguranța, în care oamenii caută siguranță. Fii sigur în ziua de mâine. Păi, antreprenoriatul sigur nu-ți oferă siguranță, pentru că tu nu știi dacă el o să meargă sau nu. Și știu că cineva spunea că 80% sunt eșecuri. Eu cred că 95% sunt eșecuri. Deci, da, vorbisem într-o discuție exact ca asta cu Călin Fusu, fondatorul Neogen, spunea că 80% din afacerile pe care le-a încercat, testele pe care le-a făcut, au fost eșecuri, deci doar 20% au fost reușite. Păi, îți dai seama cât e nesiguranță. Pentru că eu cred că 95%, 99% din ce faci undeva nu o să meargă, ceva nu o să meargă. Deci este un grad de incertitudine enorm. Păi, având toate aceste primele trei trepte din piramida lui Maslow, care antreprenoriatul nu le asigură, este natural să-ți fie frică. Deci, bun, și cum treci peste asta? Deci vreau foarte mult, sunt foarte inspirat, am foarte multe idei, parcă știu ce ar trebui să fac, dar uite, îmi este greu să fac primul pas. Care este sfatul tău în sensul ăsta? Acum, sfatul meu. Deci eu nu cred că există un sfat universal. Care a funcționat pentru tine, cel puțin. Dar eu am să-l citesc pe Drucker. Drucker, probabil toată lumea, sper că îl știe, unul dintre cei mai mari oameni de management din lume, el a scris o carte despre motivație. Și el a spus un singur lucru. Deci că în corporație se discută despre motivație, cum poate companiile să motiveze oamenii, cum poate speakerii să motiveze oamenii, cum poate ca noi, Dumitru, să motivăm toți tinerii din Moldova de a face. Și el foarte sarcastic și direct a spus că el nu crede în asta.
Nu crede că putem să vorbim, da? Că nici eu nu cred în asta. Da, așa. Da. Deci nu, cred în motivații din extern. Deci nu există motivații din extern. Nu există Andrei Dumitru care poate să mă motiveze. Nu există, nu știu, Peter Drucker sau Tom Peters sau Mark Zuckerberg hai sau să care poate să motiveze. Stai până la capăt. Deci unica motivație relevantă și importantă este motivația intrinsecă. Capacitatea de a îți răspunde la întrebarea de ce tu faci asta. Da? De a răspunde la o simplă întrebare why, de ce. Da? Și eu, asta este recomandarea mea. Nu așteptați nici o motivare din exterior. Așezați-vă, luați o foaie, puneți întrebarea de ce, puneți semnul exclamării și încercați să scriți de ce voi vreți să faceți chestia dată. Și am să-ți dau exemplu propriu. Acum problema cu de ce, după care vin la exemplu propriu. De multe ori, de ce-ul ăsta se transformă într-o chestie, nu știu, fel de religie, da? În care venim că noi vrem să facem lumea mai bună, că noi vrem să, nu știu, să zburăm nu știu unde, noi vrem să fim cei mai buni și cei mai frumoși. Sfatul este să fiți foarte pragmatici la acest de ce. Și spuneți exact de ce tu vrei să faci. Eu vreau să... Eu vreau să-mi cumpăr mașină, eu vreau... Da? Uh-huh. Eu vreau casă, eu vreau recunoaștere, eu vreau lumea să zică băi, ce de bravo Andrei sau Dumitru că a făcut Unimedia. Bravo. Eu vreau să fiu chemat la evenimente publice. Și nu este nicio problemă să fii arogant, egoist, în dorința de a-ți atinge scopurile. Nu este... Deci sfatul tău este să nu te minți pe tine atunci când îți spui corect. Vreau să fac lumea mai bună. Corect. Nu vrei să faci. Eu cred că tu vrei în primul rând lumea să creadă că tu ai făcut lumea mai bună. Deci, tu vrei recunoștință. Și este ok că vrei recunoștință. Deci nimeni nu a spus chestia asta. Pentru că deci, nu poți să fii super modest, nimeni să nu te cunoaște, dar de ce să schimbi lumea? Nu. Eu înțeleg. Chiar cei mai super modești oameni, Gandhi, Martin Luther King sau Iisus, oricine de lideri care au fost spus, ei oricum au ieșit în lume, ei oricum au spus ce au făcut, ei oricum au primit recunoștința oamenilor. Ei nu și-au dorit-o în forma foarte directă, dar noi trebuie să acceptăm că asta se întâmplă natural. Și atunci, acest de ce trebuie să fie foarte clar. Și ca să revin la exemplu propriu, eu mint foarte exact când mi-am spus că eu până la 30 de ani vreau casă. Deci vreau casă. Adică casă în sensul nu casă. Vreau apartament, ceva vreau. Și la toate prezentările mele am spus ce am făcut eu. Eu am încercat să calculez ce îmi trebuie mie ca să-mi iau casă la 30 de ani. Și era, trebuia să aleg. Fie rămân angajat, fie mă apuc de antreprenoriat. Și am calculat, am încercat să găsesc care este cel mai mare salariu din Moldova la acea etapă. Și am găsit că directorul la Moldova Agroi Bank avea cel mai mare salariu. Era vorba de vreo 200.000 de lei. Deci ți-ai pus scop să devii directorul Moldova Agro în banc. Nu, și eu m-am gândit că, uite, dacă ajung directorul la Moldova Agro în banc, fine, în sfârșit ne ating obiectivul, dar am înțeles că m-am uitat apoi directorii la bănci și am văzut că iau 40, 50 de ani, 60 de ani, zic că asta e prea departe. Nu am cum la 30 de ani să fiu directorul la Moldova Agro în banc și am zis că soluția asta nu e bună. Și am început să fac ce fac. Da. Și ca să închei întrebarea asta, am să mă închei prin a repeta, fiți sinceri cu voi. Deci răspundeți extrem de sincer de ce voi faceți chestia asta. Și când începi să fiți sinceri cu tine, începi să apară motivația intrinsecă, internă. Pentru că dacă încercați să vă bazați pe motivația externă, atunci deveniți foarte vulnerabili. Nu? L-ați ascultat pe, nu știu, pe Anthony Robbins. Da, ai fost la un training cu Anthony Robbins. Ai fost la Brian Tracy. Da, dar el a plecat Brian Tracy. El nu o să fie lângă tine toată ziua. Peste două luni această motivație o să dispară. Dar el o să mai vină poate peste un an. Dar tu nu poți să trăiești de la un training de la Brian Tracy la altul. Andrei, dar împarte cu noi câteva gânduri și idei care pe tine te motivează. Iată, tu spuneai că una dintre ele a fost că vrei să-ți iei casă până la 30. Eu chiar săptămânile trecute meditam la acest subiect privind inspirația și motivația. Chiar am scris o postare pe blog zilele trecute. Eu am început să-mi fac notițe și să-mi scriu ceea ce mă inspiră și mă motivează pentru ca să-mi duc planurile la bun sfârșit.
Cum funcționează în cazul tău? Care sunt lucrurile pe care le faci tu ca să te motivezi? Eu cred că am... Deci prima chestie pe care o fac este să îmi pun scopuri foarte mari. Deci foarte mari. Da. Ok. Ți-ai pus scopul și după asta ce faci? Doi. Deci eu am un plan anual. Deci în decembrie, cel târziu în ianuarie, deci pe fiecare direcție îmi notez ce vreau să fac anul acesta. Da? Pentru exemplu, am să dau un exemplu din, nu știu, din dezvoltare personală. Vreau să citesc foarte exact 30 de cărți și după care scriu. Vreau să citesc 10 de dezvoltare personală, 10 de antreprenoriat, 10 de politică, 10 memoare, în stilul ăsta. Adică sunt foarte concret. La nivel de antreprenoriat, la fel. Spun, am compania asta, vreau să am atâția angajați, cifra de afaceri vreau să fie chestia dată. Da? Și eu, de fiecare dată, mă mut peste ele. Și eu mă sunt tare prost că nu mi-ating obiectivul. Da? Deci eu când văd că am pus, citesc 30 de cărți și am ajuns la jumătate de an și am doar 5, înseamnă că eu am o problemă. Și atunci încep să apară iarăși sinceritatea cu tine. Și atunci, când tu începi să devii sincer cu tine și când stai pe Facebook, dar ai citit doar 5 cărți și ți-ai pus 30, întreb, dar ce fac eu pe Facebook? Pentru că la mine în plan nu scrie că eu trebuie să stau pe Facebook 3 ore pe zi. Asta nu e planul meu. Deci el nicicum nu este acolo. Deci cumva trebuie să găsești o metodă prin care te simți vinovat că nu ți-ai dus la îndeplinire planul. Eu știu ce am făcut? Îmi fac în fiecare zi notițe cu task-urile pe care vreau să le fac a doua zi. Și în fiecare săptămână analizez și evaluez task-urile pe perioada medie, da? Pentru câteva luni. Și trebuie să am și mi raporta mie de fiecare dată. Dacă nu pot să-mi raportez mie că am făcut ceva, atunci mă simt un om inutil. Mă simt de parcă nu aș fi făcut nimic, nu sunt util acestei lumi. Nu mi-am dus la bun sfârșit planurile, obiectivele mele, scopurile mărețe pe care am în această viață. Și pentru mine funcționează asta. Este, cred că, ceea ce spuneai și tu cu... Da, a doua chestie care mai practică, ce spuneai și tu și la ce vreau să ajung, neapărat instalați-vă pe telefon sau la calculator sau faceți-vă o agendă. Da? Cu un task manager, da? În care să aveți toate task-uri. Și tot ce aveți de făcut, scrieți acolo. Și spre marea voastră surprindere o să vedeți că dacă nu o să le faceți, o să apară o listă roșie de chestii pe care nu le-ai făcut. Da? Andrei, dar ce task manager folosești tu? Eu folosesc Wunderlist și Asana. Deci pentru personal folosesc Wunderlist, este o aplicație, iar pentru companie folosim Asana. Și Gmail. Deci în Gmail folosesc chestia de Stars. Deci eu încerc să țin partea de Stars la zero. Adică pun, și atunci cât mai puține Stars-uri ca să ai cât mai puține cozi. Exact. Și când dau pe Stars în momentul că-s 20 de e-mail-uri, 30 de chestii care nu sunt făcute, eu încep să mă stresez. Pentru că, revin la ce spuneai tu, încep să vezi că ce faci tu. Deci, iarăși, cum asta se alinează la de ce? Dar eu aș vrea să revenim la de ce, pentru că eu cred că dacă tu nu ai un răspuns foarte exact de ce faci tu chestia dată, toate sfaturile tale de mine și a mele sunt inutile. Deci trebuie să ai o motivație reală de ce te trezești de dimineață, de somn. De ce tu devii propriul tău angajat. Noi, când am început, eram trei persoane și noi am spus, băieți, țin minte, și acum ședința asta ne-am adunat, prima zi la incubatorul de afaceri la SEM, ce facem mai departe? Și noi am spus, prima chestie, noi devenim angajații noștri. Niciun fel de vin, eu știu chestia asta foarte populară în rândul antreprenorilor de modă nouă, co-working, vii când vrei, te duci când vrei, lucrezi când îți place, te duci prin călătorii și viața e super frumoasă. Dar eu nu cred în asta. Eu am spus atunci, noi am spus, venim toți la 9 și plecăm la 6. Deci asta este orarul standard, ca și cum am fi angajați. Dacă vrem să stăm mai mult, de obicei tot timpul stăteam mai mult. Dar noi eram obligați să venim de la 9 și să plecăm la 6. Stăm în birou, să raportăm unul alt ce facem. Și cred că asta ne-a reușit că în 2 luni să pornim și în a 3-a lună să fim profitabili. Deci, pentru că
Da, mi tot îmi place să lucrez atunci când simt că interiorul îmi spune că ești în zona în care... Când ai inspirații, când soarele strălucește afară, da. Dar, Andrei, spuneai de lucrurile care te motivează. Ce te trezește pe tine dimineața și te scoală din pat cu un drive din ăsta enorm? Care-i gândul ăla care pe tine pur și simplu te zvârle din pat? Dumitru, acum. Noi vrem să... Deci, eu am un vis personal, iar mare, și el nu prea ține foarte mult de antreprenoriat, mai mult ține de partea socială. Dar eu tare vreau să schimb țara. Vorbești de Moldova, cred că, nu de alta. Da, de Moldova. Deci eu tare vreau să încerc să schimb țara asta. Da. Și cred că ți-ai notat și câteva idei cum vrei să faci asta. Nu o să te întreb care sunt ele. Nu o să mă întreb, pentru că deja intrăm în altă zonă, dar eu și probabil soția mea poate spune cât de mult eu îmi doresc ca lucrurile mă dau să fie altfel și la câte renunț, pentru că până la urmă e o chestie de alegere. Da? Deci e o chestie care, știi, fie ești la oficiu, fie ești cu familia. Da, fie ești la Dream Apps sau ori în altă parte, fie te joci cu copiii. Da, și cred că în fiecare zi este o decizie în care tu trebuie să o iei, ce faci. Iar dacă vorbim de antreprenoriat, eu cred că unul din obiectivele noastre este să intrăm în... Vrem să intrăm în top 20, top 50 companii din lume, pe segmentul nostru. Asta poate să... Internaționale, ca să fim explicit, da? Asta poate să întâmple în 10 ani, asta poate să întâmple în 5 ani, dar noi avem un obiectiv să intrăm în top 20 de lume. Andrei, spune-mi ce rutină zilnică ai tu? Rutină zilnică, tradiție. Sunt obiceiuri care noi le dezvoltăm și le consolidăm în timp. Unele dintre ele chiar ne ajută să ducem la o finalitate obiectivele pe care le avem. Și vreau să știu dacă ai anumite ritualuri, anumite obiceiuri pe care le faci în fiecare zi și te ajută în motivare și în productivitate. Da. Cred că le am. Nu știu dacă sunt persoana care cum le am și zbătut în cui și gata. Nu, dar eu cred că aș putea spun ritualurile care sau le am, hai să vorbim de un trimestru, de trei luni, care ele se întâmplă. Deci, primul, cred că cel mai... poate cel mai important este de tasking. Da? Dacă vorbim de eficiență și de antreprenoriat, nu într-o parte de, nu știu, personal, poate ajung și la personal. Deci eu îmi cer ca tot să fie scris. Deci la nivel de task-uri. Deci, și de organizare. Deci ăsta este primul ritual pe care eu îl țin. Deci calendar cu toate evenimentele, pentru că eu nu vreau să întârzi niciodată, pentru că eu vreau tot timpul să fiu la timp, pentru că eu vreau să mă țin de ceea ce am spus să fac. Despre task-uri deja am vorbit. Da? Uh-huh. Un alt ritual ține de sport. Deci eu încerc să fac sport cel puțin de 2-3 ori pe săptămână. Asta înseamnă fie alerg, fie joc fotbal. Este sportul care l-am făcut de mic copil. A treilea ține de lectură. Deci tot timpul încerc să citesc și să fiu informat. Da. Deci, și aici vreau să facem, să le divizăm. Una este să citești și alta este, sau, una este să înveți o chestie nouă și alta este să fii informat. Deci, pentru că le am pe ambele. Deci, când spuneam că vreau să citesc 30 cărți pe an, țin de skill-uri noi pe care vreau să le iau sau anumite lucruri care vreau să le învăț. Dar în fiecare zi cred că citesc cel puțin până la 10 surse din care eu mă informez pe diferite domenii, fie antreprenoriat, fie societate, fie deci inovație. Acurs timp pentru lectură în fiecare zi, cât timp? Da. Cât jumătate timp? De oră, o oră? Cred că în jur de o oră. Deci în jur de o oră, în fiecare zi. Da, da, da. Pentru informare, dezvoltare personală, antreprenorială.
Exact. Și suplimentar iau cursuri. Deci tot timpul sunt... Nu știu, acum fac un curs pe remarketing. Da? Toți știm ce e remarketing, dar eu am decis să mai iau un curs, să învăț încă mai mult ce înseamnă chestia dată. În vară am programat un curs pe 3 luni profesionist, nu curs, deci pe writing. Social science writing. Deci cum se scrie în domeniul, cum se face cercetare, pentru că este un domeniu care mă interesează. Așa. În fiecare anul timp am un curs cap-coadă în care ceva înveți. Și eu, de ce spun asta? Pentru că eu cred în cursul de tipul ăsta mai mult decât în one day trainings. Training-uri de zi sau de jumate de zi în care am mers. Da, ele sunt bune. Deci, iarăși, nu vreau ele pot fi declanșatoare bune de anumite idei. Exact. Deci chiar, deci și noi la Dream Apps facem foarte multe training-uri și noi îi invităm de fiecare dată chemăm. Deci ele sunt foarte bune, vă veniți, dar după asta nu uitați că trebuie deja să treci la următoarea etapă în care investiți mai mult ca să dezvoltați. Pentru că nu poți în 3 ore sau într-o zi să înveți totul. Deci trebuie să treci printr-un proces. Urmează partea de sănătate, care vreau să recunosc, nu tot timpul îmi reușește. Partea de sănătate? Da. Încerc să fiu sănătos. Asta înseamnă, de tipul, să beau un pahar de apă dimineața și stomacul gol. Să nu mănânc o zi în săptămână. Deci, deloc. Și să reușești chestia asta? Nu cred că așa jumătate de... Deci, implementezi chestia asta. Înainte... Da, deja am, cred că, 4 săptămâni la rând, când o zi în săptămână nu am mâncat. Și te ajută. Înainte, eu... Zice lumea că e sănătos. Păi eu nu cred că tu te bazezi pe ce zice lumea. Eu cred că tu ai citit niște studii care demonstrează ceva. Corect. Deci eu am citit și s-a recomandat... Cel mai simplu argument este că trebuie să odihnească creierul, ne odihnim pentru că trebuie să odihnească mușchii și tot așa. Dar de stomac nu are grijă nimeni, da? Da, de stomac și de organele interne, ficat, toate astea nu are grijă nimeni, pentru că noi tot timpul mâncăm tot timpul și el tot timpul lucrează. Și atunci este recomandat ca o zi să nu mănânci, pentru că să dai puțin să relaxeze, toxinele să iasă. Și la început era mai greu, pentru că am început să te doar cap, cel puțin pe mine, mă durea cap. Dar acum deja începe seara, aproape când se adorm, să mă doară capul și cred că dacă mai continui undeva la un moment dat o să... Andrei, te rog să ne spui un pic și despre episodul Dream Apps. Este acest spațiu user-friendly care a fost lansat în Chișinău, unde tinerii care au o idee pot să vină să o dezvolte, au șansa să meargă în Silicon Valley, să vadă ce se întâmplă acolo. Spune-mi, eu am fost de 2 ori în state, ia câte o lună fiecare, dar n-am ajuns în Silicon Valley. De schimb atât de mult o vizită acolo, îți schimbă atât de mult viziunile, încât este obligatoriu pentru orice antreprenor să meargă acolo sau să trăiești fără? Nici nu știu cum să răspund, pentru că răspunsul tot timpul e la mijloc. Da. Zi-mi senzația care ai avut-o tu cel puțin. Știu că mi-ai spus că ai fost o lună acolo. Da, deci eu, senzația mea a fost una, și iarăși am să fiu foarte sincer, este că nu este nicio diferență dintre un, sau nu că nu este, sunt diferențe, dar un tânăr din Moldova poate să facă exact ce face un tânăr de acolo. Da, deci asta a fost prima chestie pe care eu am înțeles-o și cred că poate cea mai valoroasă. Știu, mi-aduc aminte. De ce fac și noi nu prea facem? Bun, aici sunt, probabil sunt multe explicații și ele probabil sunt și istorice și de cultură și de... Bun, eu am putea discuta, dar cred că asta ar fi separat. Spre exemplu, eu... cultura antreprenorială în spațiul în care noi suntem a fost distrusă cu timpul. Da? Prin deportări. Hai să nu uităm... În general, această perioadă de ocupație sovietică a distrus foarte mult, da. Atât cultural cât și economic, dacă putem spune. Da, pentru că au fost gospodari, așa numiți gospodari. Da. Cine erau gospodarii înainte? Antreprenorii, de fapt, de azi. Micii antreprenori care aveau
nu știu, câteva hectare, aveau căruțe cu cai, aveau boi care făceau. Deci erau antreprenorii din perioada aceea, care au fost duși din țară. Deci, eu simplu mă întreb, de unde noi, generația noastră, trebuia să învețe chestia de-a? Deci, nu am avut de unde să învățăm. Da. Și probabil, de asta eu aș recomanda ca tinerii din Moldova să plece, să călătorească cât mai mult. Și nu doar în Silicon Valley, Berlinul, Estonia, Londra, sunt centre antreprenoriale foarte puternice, dar nu neapărat să zbori peste ca să vezi. Ca noi să începem să credem. Și eu îmi aduc aminte foarte bine, eram a doua sau a treia săptămână în Silicon Valley, acolo, în San Francisco, și ne-am întâlnit cu o persoană. Și ea la un moment dat mi spune, dar voi de ce sunteți modești? Mă întrebă. Și eu spus, păi da, noi nu am făcut mare lucru, noi nu avem studii la Am făcut și noi un site acolo, am făcut două, trei chestii, n-ai cu ce te lăuda, da? Și am spus, deci noi nu am făcut, n-am finisat Stanford. Da, este bine să finisezi Stanford, e una cel top universități din lume. Noi nu am făcut Stanford, noi nu am făcut Berkeley, noi nu suntem doctori în știință, noi nu am făcut nicio inovație. Noi, așa, din Moldova, uite, am reușit să facem o chestie. Cea mai săracă țară din Europa. Exact, cu probleme astea. Și eu m-am oprit și am spus că, păi da, tu știi că asta e o problemă. Și mi-a spus foarte drept, Andrei, 95% din persoanele care finisează Harvard, Stanford și alte universități de top din Statele Unite nu au făcut ce ați făcut voi. Deci nu fac. Da? Și voi nu ar trebui să pierdeți modestia, pentru că modestia e o chestie bună în orice situație. Dar în același timp nu ar trebui să simțiți sentimentul de inferioritate, de incapacitate, pentru că voi puteți face asta. Deci voi ați demonstrat cu spate face asta din Moldova. Da? Și pentru noi asta foarte mult ne-a motivat. Și noi la Dream Apps tot timpul spunem chestia dată. Și știu că la început, când am pornit Dream Apps, la noi se uitau, când vorbeam la evenimentele Dream Apps despre chestia dată, toți tineri uitau, asta e cosmos, asta niciodată nu se întâmplă în Moldova. De ce vorbiți voi despre atragerea de investiții, de multimilioane, de exituri de multimilioane, de Elon Musk și asta nu. Pe locuri, eu chiar foarte bine mi-aduc primul eveniment la Dream Apps, subiectul dat cu un american, în care vorbea despre noțiuni, cum este lifetime value, exit value, deci tot felul de terminologie de astea din startup, și noi ne uitam în sală și avem impresia că nimeni nu înțelege. Dar, deci noi avem impresia că oamenii din sală nu înțeleg. Sau oamenii din sală credeau că cel care le vorbește este de pe altă planetă. Da, sau am, deci erau două, sau oamenii din sală nu cred în ce spune omul ăsta. Și vreau să spun că, uite, a trecut un an și ceva și nu se datorează doar Dream Apps, pentru că sunt și alții, TechWheel, Generator Hub, iHub, chiar și Agora are Digital Must. Digital Must, da, o emisiune, Digital, da, exact. Digital Must, Rocket, deci sunt foarte multe inițiative. Și după mine lucrurile se schimbă, deci tinerii noștri deja creadă, să înțeleagă, să simt că asta e posibil. Și uite, exact asta noi ne-am dorit să facem, să arătăm că asta este posibil, ca din Moldova, un oarecare Dumitru, Andrei, Vasile, Tudor, Petru, Ionel sau nu știu care, poate să facă chestia dată. Da? Și asta ne-au confirmat-o și colegii din Estonia și din Ucraina și tot. Deci, acolo unde a apărut un succes mai răsunător, acolo a început lumea să creadă și mai mult. Da? Și exemplu Skype-ului din Estonia. Da, le-a dat foarte multă încredere că orice afacere poate reuși la scară globală. Corect. Și atunci s-a pornit. Și eu cred că dacă noi am avea mai multe exemple de astea de succes în care Călin vorbea din Neogen, numai că cam puțin se vorbește despre chestia dată în Moldova. Mai mult România vorbește despre Călin și ce are decât vorbim noi. Exact. Grigori Răileanu, care a făcut ceva. Deci sunt destul de mulți oameni care, dacă s-ar vorbi mai mult, dacă s-ar arăta exemple, dacă poate la un moment dat am avea un succes și mai mare, da, care cumva nu poate fi trecut cu vederea, eu cred că mai mulți tineri ar avea încredere că se poate.
Este exemplul celor când o milă nu putea fi fugit în 4 minute, dacă nu mă greșesc. Da? Și mult timp la rând, nimeni nu putea să fugă în mai mult de 4 minute o milă. Ca o persoană să fugă și după care anul următor alții 10-20 să alerge sub 4. Bariera asta trebuie să întâmple și trebuie să treci o barieră psihologică. Exact. Uite, exact, Andrei, prin aceste interviuri pe care le fac, ăsta este și unul dintre scopuri, da? De a descoperi lucrurile pe care le fac tinerii moldoveni, tinerii antreprenori. Scriu pe asta pe blogul în română, dar o să dublez informația, dacă pot să spun așa, și pe blogul meu de limba engleză, thegreatminute.com, și o să-ți rămân recunoscător dacă o să pot să-mi faci și un semn de ori de câte ori crezi că cineva merită atenție mai mare și nu se vorbește suficient despre un exemplu. Și cu mare drag. Fiindcă veni vorba de Silicon Valley, ce ai face dacă ai câștiga 1 milion de euro, Andrei? Ce aș face? Da. Dacă l-aș câștiga fără efort? Ba da, cu efort. Cu efort. L-aș câștiga la loterie sau l-aș face în afacere? Să admitem că l-ai face în afacere în următoarele 3 luni, ai avea așa de multe comenzi încât profitul curat ar fi de 1 milion. S-ar întâmpla asta în 3 luni de zile? Cred că aș deschide un oficiu mai mare în Londra, New York, undeva. Cred că acolo aș băga în afacere. Pentru că dacă i-aș câștiga, probabil o parte bună aș dona. Dacă ce ai face? Câștiga, ai da? Dona, da. Aș dona sau i-aș investi în comunitatea de... Cât la sută? Ca să fim mai exact. Păi, în funcție, repet, dacă... Știi, eu am citit o chestie foarte faină, că nu contează cât donezi. Știi că la noi foarte multă lume, eu am donat bani și în stânga și în dreapta, că nu contează cât donezi, dar contează cât la sută din venitul tău donezi. Corect. Asta, Iisus spune asta. Bătrânica aceea când a dat puținul din a spus că asta aduna mai mult decât cel care a dat mai mulți bani. Dar în religii noi avem chestia de asta. Eu nu am făcut calculul ăsta, dar tot timpul încerc să donez din ceea ce fac. Dar dacă aș avea bani câștigați prin afaceri, cred că aș investi o bună parte în afaceri înapoi. Pentru că eu cred că așa contribui mai mult. În felul ăsta angajăm mai mulți oameni care la rândul lor au familii, copii și în felul ăsta ei câștigă. Dacă aș câștiga ușor banii ăștia, pentru că contează cum ajung banii la tine, atunci, și apropo, o mică remarcă, eu nu joc, nu particip la nicio loterie, încerc să scăp de mindset-ul că poți câștiga bani ușor. Da. Andrei, ce sfat ți-ai da tu ție dacă ai avea 20 de ani? Deci tu i-ai da un sfat lui Andrei cel de la 20 de ani. O, da, dacă aș face, probabil să mă duc, să nu fac marketing, dar să mă duc la IT. Să învăț să codez. Da, deci asta te-ai sfătuit tu pe tine la 20 de ani acum, da? Da, și să citesc mai mult. Deci eu cred că două chestii care nu le-am făcut la timp, deci să învăț și să citesc mai mult. Să înveți să codezi și să înveți să citești mai mult. Andrei, o ultimă întrebare și mă spun... Mă auzi? Conexiunea, așa. Ultimă întrebare. Cartea care merită citită nu e cea care gândește despre tine, ci cartea care te face să gândești, spunea James McCosh. Ce cărți recomanzi tu a tinerilor, cât și antreprenorilor sau celor care vor să facă antreprenoriat azi? Care vor să facă antreprenoriat astăzi? Bun, ele sunt mai multe, dar cred pentru începători e Zero to One. Da, deci este așa o carte. Zero to One. Așa. Iar pentru mai avansați, care deja probabil au și câțiva angajați sau deja au, nu știu, mică profitabilitate sau cifre de afaceri, Hard Things About Hard Things. De Horowitz. Scrisă de? De Horowitz. Încă o dată? Horowitz. Horowitz. Ben Horowitz, da? Da, da, da. Deci Hard Things About Hard Things. Deci este...
Eu am citit suficient de mult, cred, dar se face și mai mult, în ultima perioadă, dar cred că Hard Things About Hard Things a fost top carte care m-a ajutat să găsesc mai multe răspunsuri. Inclusiv în relația cu oamenii, deciziile cum pot fi luate și când trebuie luate. Puțin avansat în afacere sau în startup, atunci merită citit, pentru că la început nu prea oferă prea multe răspunsuri. Iar Zero to One sau Lean Startup, la același subiect, te ajută foarte mult să înțelegi cum să începi și ce să nu greșești la început. Ce pași să faci. Exact. Una din greșelile mele la prima companie este că prima ce am făcut, am înregistrat compania. Da, ceea ce eu nu avem nevoie. Știi, există un proverb. Dacă lucrezi toată ziua, nu mai e timp să faci bani, știi? Și exact asta că este și cu compania, știi? Te grăbești să faci toate lucrurile care nu neapărat înseamnă afaceri, dar care nu neapărat te ajută în scopurile pe care le ai. Da. Ok, Andrei, eu îți mulțumesc foarte mult pentru timpul pe care ne l-ai acordat. Pentru mine a fost foarte interesantă discuția. Am aflat chiar și cărțile Hard Things About Hard Things. Asta nu am reușit să o citesc, chiar mi-am notat-o și eu în wishlist. Îți mulțumesc foarte mult. Eu am reușit să prind idei interesante. Sper că discuția noastră a fost la fel de utilă pentru toți cei care ne-au urmărit, dar și pentru cei care urmează să privească acest video. Vă invit pe toți să apreciați acest video, să-l distribuiți pentru ca să susțineți, să mă motivați să continui în acest scop nobil pe care eu cred că l-am, după întrebarea lui Andrei de azi, care este scopul adevărat al acestor videouri. O să mă mai gândesc un pic și o să mai găsesc și alte răspunsuri. Aștept comentarii de la voi, like-uri și alte cuvinte încurajatoare care poate hrăni motivația mea. Asta a fost tot pentru astăzi. Ne revedem la următoarea întâlnire digitală. Cu drag, Dumitru!